Salutare tuturor și bine ați dat click. Mergem să ne întâlnim cu Bogdan Techeș în zona Ateneului, iar de acolo plecăm All Team Galaxy într-un trip la Singureni, Manor sau Manor. Nici nu contează cum îl pronunț, pentru că este foarte, foarte frumos acolo. Asta din ce am văzut în poze, că nu am mai fost acolo. Adică nu știam cum se iau stânga acolo sau dreapta aici, dar facem dreapta. Și Techeș a dat de permis de a, l-a luat. Felicitări, Techeș! Și și-a luat un motor exagerat de frumos. Am văzut doar în poze, mi-a trimis pe WhatsApp câteva poze cu el și îmi place foarte mult. Și o să mergem împreună la locație. Din ce am auzit, face și el vlog, which is nice. Nu știu dacă ați apucat să vedeți mânușile astea bestiale. Sunt de vară, fresh, și au culoarea, știți, Manta Green. Vă las din nou o poză ca să vedeți despre ce vorbesc. Can-Am Spyder, bine, Can-Am Spyder F3S Special 2022, care vine în culoarea Manta Green. Mi-am vopsit și casca, bine, asta e aia provizorie, dar nu m-am abținut să nu iau un spray de la de să aruncă la ochi, ci să fac câteva elemente, două la număr, Manta Green. Uite ce scriu băieții pe grupul de Spyder. Now a stâmpăr, s-ar plimba într-una. Asta așa, ca să înțelegeți că nu sunt singurul care ar face asta. Dar ce să faci? La cele ei, frate. Și-am scăpat și de aglomerație, cât de cât. Îi dăm pe aici, e mai liber. Stai acolo cu stânga aia. Mersi frumos. Apreciez, ești un scump. Ia uite, bă, ce aleargă lumea, bă, la ora asta. De fapt, aleargă lumea la orice oră. Ceea ce rezultă că mă simt prost la orice oră. O să mai dăm aici de o bucățică mică de aglomerație, ca să ne readuc aminte că suntem în București. Mult spus, pentru că nu este singurul oraș aglomerat. Și Piteștul meu a ajuns foarte aglomerat. Dar sincer, sunt mai calmi oamenii acolo. Mai calmi decât în București. Nu prea dau cu claxoane. Flegme, jurături, cruci. Na, nu prea. It's all good. Am zis că fac treabă să vin pe partea asta. But guess what? Noi să vedem dacă avem loc pe aici, nu avem loc. Bine, cred că intră, da. Nu vreau să o forțez. Pentru că dacă te baci foarte aproape de mașini, la un moment dat, dacă a luat puțin stânga, el sau dreapta, el, o să te lovească. Și nu cred că vrei asta. Am uitat să-mi șterg viziera și sincer îmi pare rău. Mai ales în soare, se vede foarte nasoar. Și că am tăiat ceapă pe ea. Mamă, ce e aici, fratele meu. Forțăm, evident. Atenție, accelerăm. E bine, nu m-am jurat nimeni. Bine, nici n-au dat ceva. Aici e mereu jale. Și la 4 dimineața, și la 3, și la 2, și la 1. Sperăm că ne lasă și pe noi oamenii ăștia. Hai că ne-au lăsat. Ne-au lăsat cam vrut noi. Ia uite, frate, ce e aici. Na. Na, mă, na, 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 situație, na. Aha. Pentru toți cei care se uită la această bijuterie, să știți că vă puteți duce la Euronautica să o programați la un drive test. Și vă garantez că banii dumneavoastră vor pleca din bancă către Can-Am Spyder. Nu știu dacă ați văzut poza aia blană de pe story la mine pe Instagram, când am pupat accelerația, mă vedeam așa frumos în oglindă. Deci este momentul pentru Shame Plug. Aruncați un follow la mine pe Instagram, Goguchi, Goguchi on TikTok, Goguchi everywhere. Sunt Goguchi peste tot. Mamă, să vedeți că ajung primul. Dar nu e problemă, mergem și luăm o cafeluță. Mamă, ce miroase aici, noxe ucigătoare. Fraților, faceți-vă o băi revizia la mașini, că o iau razna. Când văd că plecați de pe loc și iese barta-i fumul, mă ia capul. Care ești, mă, pe aici care scoate fum? Nu m-ai omorât? Ușor, tată. Ușor, a pornit GMV-ul. Bravo.
Ia uzi, bă, s-a făcut roșu și într-o fracțiune de secundă. Sunteți cu capul, băi, sunteți cu capul. N-ajungeți nicăieri dacă dați cu claxonetele ăla. Și acum trebuie să mă uit de două dube sau ceva de genul ăsta. Sau de Tekeș. Tekeș! Tekeș! Nici urmă de Tekeș. Nici urmă de dubițe. Aute nenea de la parcare, imediat a pus echipă mine. Cât stați? 5 minute. 350 de lei. Haideți, domnule, ne bate în joc. Păi de banii aia fac full-ul. Și mai rămân și bănuți, vorba aia. Ce am ajuns eu primul mâncață și gura ta. Să mă duc la o cafea. 9 și 11, așa avea timp. Ia vezi, mă, mă duc la o cafea. Ciocănim la o cafea, fraților, că e rău să și stai aici singur. Ne dăm cu dreptace aici. Vă duce Goguci la o cafeluță puternică. Da, da, e putere. Da, e putere. Salut. Prietenii mei, m-am zis. Prietenii mei, pe două roți, pe trei roți. Să trăiți, mulțumesc frumos, apreciez. Aveți o zi fantastică și plină de bucurii. Suflete curate. Toți cei care mă lăsați. Aici o dăm pe off-road. Bun. Ia uite pe ăsta cum a ieșit și cu telefonul în mână. Să ai boli de nebun. Doamne ferește, frate, unde vă grăbiți, bă? Sunteți fanatici. Ce vorbești, eu nu aveam loc de parcare. Nu se poate, un frate. Ce fac, mă? Uite aici unul. Deja se uită oamenii după mine. Hai să-i dăm până nu vine. Ce să mai, numai că m-a țintit, m-a genit. Uite aici la Narcafi. Să luăm ceva bun. Hello. Goguci sunt, doar ca în cască, nu mă mai recunosc, știu. Uite-o de asta mai mic, așa arată excelent. Așa, cu capac, to go. Hai să nu uităm să nu-mi iau amendă. A lăsat adecvat pe vari. Olgu, da? Mulțumesc mult, apreciez. O zi cu spor, pa, pa. Da, abia așa să dau pe gât. Și acum are întrebare, cum o car? Într-o mână. Unde e cheia? Dăm mai întâi mașarier, scoatem frâna de deget. Și-am ținut cafeaua toată. Be careful. Sănătate tuturor. Content de calitate. Bă, dacă te lucrări au început în București, frate. Se lucrează ziua. Că e mai liber, știți, în trafic. Da, deci că vând cafea pe străzi, așa stau. Tekeș, vezi că mai ai 10 minute să ajungi. Da? Nu întârziem. Și nu întârziați, să nu întârzie niciunul, nicăieri. Știi că e aglomerat în București? Pleci cu două zile mai devreme. God damn it, ce poftă am de cafea și nu pot să mă înfruct cu dânsa. Unii e verdele, mă, uite-l. Ai, tată, cu verdele, ui. Unii ești cash? Frâna de deget, arătător și oprimător. Punem cafeluța aici, gata de beut. Și o să dăm casca jos și o pornim când vine Tekeș. A venit și Bogdan Tekeș cu minunăția lui. Am spus deja că ți-ai luat au, ți-ai luat motor, ți-ai luat ălea. Ia uite și echipa mânuși. Am tot, numai papuși. Stai liniștit. Băi, băi, băi. Vezi că-ți sună telefonul. Alarma, nu, că nu mă trezeam. Ai de viață. Este și 30, frate, ai venit cel... Puțin spus la fix. Băi, dă-ți seama că nici nu știam drum. Perfect. Alpine Star, fai de capul meu, nu te-ai uitat la bani. Nu. Și casca, ți-ai luat intercom să vorbești la telefon? Încă nu. Cum ți-ai legat casca, tu ia? Ia uite ce frumos. A, dar ta casca îți permite, eu am făcut cu schemă, cu lucruri, am făcut eu singur. Și asta tot de tine ai pusă? Plastilină, da. Plastilină? Nu, e ok, e sugru, îi zice. A, ah, ok. Vai, Doamne, tu știi să faci setări la GoPro? Da? Faci da. 9 le l-am și eu. Și urmează să-mi vină 10-le. Ia să vedem dacă e drept. Bă, aproape. Cât am putut și eu, ce dracului. Da, oricum, nu are nimic. O să vorbim noi mai multe când ajungem la Singureni. Așa, ce mai ai acolo? Mama, așa le cari? Așa le cari, ea? Așa le cari, ea? Așa le cari. Bă, frate, hai să vedem dacă ai loc la mine. Ia, stai așa să ne uităm. Le luăm pe rând, vedem unde avem loc. Mie trebuie numai astea neatri. Păi da, să nu stea, că nu e normal să le ai aici, gen. Păi da, frate. Oricum, mergem ușor, nu ne alergăm. Ca să facem și content de calitate pe drum. Sigur. Ia vezi, mă, că au loc aici.
Dă-le ușurel așa. Păiuțânii ăsta. Așa. Ba. Țais. Și ce să-ți mai dau? Uite un telefon. Olex direct. Portofelul ăla scăpa de cumpărăm ceva. Bum, am ajuns, suntem cu jumătate de oră înainte de plecare. Deci suntem bine, 9:30 la trebuie. Dar tu ai prezentat motorul până acum pe vlog? Nu l-am prezentat, dar ăsta o să apară după ce-l prezint. Deci ei știu deja că l-am. A, ok. A lui trebuie să vină. Drive test. Drive test. Dar e când ăla e? Bă, mi l-au dat băieții ăștia cu mine la aeronautica, cred că de o lună și ceva. Le-am spus, bă, dați-mi-l că nu pot să stau fără până în vine al meu. O iau razna. Foarte frumos, uite, să și zicem. Bravo, e treabă, dați-mi și mie. Da. Nu bine. Mă, e fain rău. E mișto. Avem box, o să băgăm pe drum niște muzică. Dar cea mai importantă opțiune este faptul că mi-am făcut canal de YouTube. Sunt la vlogul 4-5. E bine, e bine. Am și 170 de vizualizări la unul. M-am bucurat tare. 170? Da, la început de drum. Dacă aveam 7-8. Era rău. Erau numai rude. Ce trebuie ca să conduce ăsta? Beu. A, deci eu pot să-l conduc. Da, păi ai și eu oricum. Și al meu o să fie fără ăsta, fără bagajul ăla, fără ăsta, fără ăsta, fără ăsta. Nu e adevărat, e mult. Dacă vrei drum lung, îți iei RT. Ăsta e F3S Special. Și există și RT-ul, mult mai bombat. Fără de astea așa să pară puse aftermarket. Dar eu îl vreau cât mai naked, cât mai sport. Eu o să am și buton sport, ca să pot să... Vezi tu? Da. Vrei să faci? Da. Ce filmează-ți tu așa frumos? Oricum, băi, ce fac? Când vin prieteni, eu îmi las ghiozdanul în ăla, în cum îi zice, în autobuz sau ce-o fi. Păi da, 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 da. Nu am nimic important. Portofelul e la mine, mama. Și pantalonii sunt de motor, nu? Am aici și aici apărători. Pune-mi apărătoarea. A, nu, pe cop, să mă, pe cop aici. A, ok. A, păi să simt. Bă, și-s mișto, mă, ca și aspect, eu nu port blugi, mă, și-s singurii blugi care îmi plac, mă, și de mod. Asta urma să zic eu și am văzut multe clipuri pe YouTube în care spuneau, vezi că poți să-ți găsești niște haine de leșin. Singurii mei blugi, efectiv. Bă, dar e foarte mișto, ce cauciucuri ai băia. E nou, încă nici n-am luat astea, vezi? Mhm. Nici nu le iau. Așa, nu sunt. Îl vinzi cu 4-5 mii de euro mai scump. Ia uite, apărători. Da, nebunii. Alea-s mișto, de obicei oamenii nu primezi alea și își iau ei extra, știi? Așa mi-au venit mie cu toate alea. Arată într-un mare fel. Ia vedeți că a venit toată lumea, a venit și Max. Max va da cu Enjoy aici, Enjoy Ride cu mine și cu Teche și cu motorul. Mai așteptăm pe Laura și ciocănim vorba. Ne punem la drum, dubele au plecat deja. Și dăm și noi. Let's go! Let's go, baby! E blană! Ți-am zis! Te ții de astea, da? Mamă, cred că fac brațe. Arăți foarte bine, stă bine pe motor. Wow, wow! Ai am braț? Nu, e automat. Mergem pe Brătianu, te ții după mine. Fii pregătit! Ai nevoie de benzină? Bine. Puțin? Da. La Unirii. La Unirii e jale la Unirii. Aici să uneți toți ca să stea în trafic. Hai pe aici. Da, da. Hai domnul Techeș. Bravo. Vezi să nu te lovezi ăsta. Să stai liniștit că n-ai cum să cazi. Încă nu vedem dubele. Cu toată lumea de la Samsung. Cum vedem o benzinărie, cum țaca-paca. Sunt unele mai în față. Dar trebuie să alimentezi neapărat. Astea-s făcute în caz că o să cazi, să nu-ți rupă mâna de la încheietura asta alunecă. Cool car, man. Oare la Ferrari? Am găsit pe Tromul. Ha? A, da, bă, e te dubele. Asta a fost stânga. Facem dreapta la Petrom. Este bestial. Nu am mai fost așa în trafic, așa aproape toate mașinile. Ai văzut ce mișto e?
Sfatul meu este să-ți iei și tu. Aș vrea, aș vrea. Eu trag tare să ne strângem cât mai mulți, undeva la 400. 400 de Spider Owners. Să mergem, nu, de fapt ori fi, îți dai seama că au foarte mulți, dar au conceput ei un grup și suntem 17-18 momentan, dar cu siguranță ne vom strânge mai mulți. Dar e nouă chestia asta? E relativ nou, arată ca unul 2022, ăsta e 2017. Ia zi, șefule. Păi, am ce mi s-a blocat, ăsta e plin? Nu e plin. Păi, ce fac? Ha? Ia stai mă să văd. E destul de plin, ia. Așa nimic să fie rezervorul. E rău că nu știi ce capacitate are, frate. Gata. Are plin, ha? Și ia pune contactul, să vedem cât are. Pune mai întâi bușonul și să pui contactul, să vedem cât ne arată la combustibil. Ba da, trebuie să arate acum. Ia, pune contactul, îl îndreptăm. Ah, păi și nu merge până sus? Păi așa ar trebui să meargă până sus. Ia mai deschide asta și dă pompa încoa. Mai punem? Da. Dacă o mai merge, că dacă ai pus ăla, nu mai merge. Odată pus acolo, trebuie plătit. Hai, plătește, mai bagă, totuși. Ciudat că trebuie să ții motoreta așa. Mamă, dar e mișto că e ușoară, frate. Băi, dar e alată cum e că tare și asta. Da. Din așa o de-aia gros mare, motoreta, dar din așa. Știi? Mai ușor. Aha, aha. Pleta. Da, cross, așa îi spune, cross. Scheme. Dirt bike. Tare rău aia. Da. Ai plătit? Dă muștucul ăla încoa. Benzină trebuie să bag, nu? Da. Cum era să fie diesel? Ăla-i. Ăla-i. Du-te plătește. Bine să nu priză ăla înăuntru, că după aia nu o să mi se mai deschide, știi? Ok. Perfect, mergi. Plăcere. Ia uite, ABS. Are LED-uri. Nice. Gata, merem. Hai să-i dăm. Piciorul drept pe plăcuță și pup. Ăsta se dă și așa dacă te ajută. Să-i leg casc. Dar n-avea voie să dezlege. Stai liniștit. Cât e maxim la oră al tău? Nu e mult. Nu știu, 110. 110? Da, și nu vreau să dau la maxim. Că, știu. Na, e nou și până la 200 de km mi-au zis să nu-l... Să nu-l forjești, da, da, să-i faci rodajul, gen. Exact, da, exact. Te și strânge? Nu, e super ok, e super ok. Maxim 210. Bă, ce fain, e maxim, mă. Doamne, ce fain. Vai, mulțumesc! Mulțumesc! Uite, îl pun aici. O să stea, mă? Pun și eu. Puneți. Hai, tătăruă. Dau ce casă acolo. Dar mi-ar sta bine. Ce viață liniștită duc oamenii ăștia pe aici. A făcut și techeș cu mâna. Mișto viața la țară, băi! Au ce frumos e! Era mișto să ridicăm drona pe aici! Ia uite acolo, te cazezi lângă lac! Frumos! Am intrat în Singureni! Străiți! Uite, doamn nostru! Prietenii mei! Trăiți. Ce vorbești, mă? Te salută lume. Fără să le fac eu. Interacționezi mai bine decât de pe un scooter sau de pe un, dintr-o mașină. A, da, 100%. Păi la ăsta se uită, nu se uită nimeni la motoare. I believe I can fly. Wow, wow, de luță! Wow! Ce înseamnă să ai cauciucuri de off-road? Hai de capul meu, ce frumos e cu Spider-ul, pe drumurile astea mai ales. Iubesc drumurile pe care nu le știu și pe care n-am mai fost. Ia. Bă, ce frumos e, frate. Să știi, ai dreptate, cred că de acolo vine Singureni. Aici merge drona. Hai să fac așa un pic cu telefon. Să te urmărească drona, pe tine, pe mine. Dar întârziem la ăla. Poate la întoarcere. Formidabil! Oh, formidabil!
formidable. Este exagerat de frumos. Uite, acolo trebuie să ajungem. Salutare! Au ajuns niște prieteni de-a noștri de la Samsung pe aici. Și pe unde intrăm și noi? Cum dăm de ei? Ionuț Costea sunt eu, sau Goguci. Și Bogdan Techeș. Și Maximilian Ioan. Da, da, da. Apar animale. Apar animale, ui. Mulțumim. 2 km până la poarta aia. Da. Stai așa că la mine e mai complicat. Ah, ok. Mulțumim. Da, pe aici trebuie să mergem încet. Da, stai chiar telefonul. Filmează. Atenție, că prioare! Hai să mergem ușor, că apar animăluțe, da? Uite ce mi-arată Google Maps-ul! O foaie albă! Doamne, ce frumos e pe aici! Foarte frumos! Foarte, foarte frumos! Uite, mă, are floarea, mă! Mamă, cum miroase, băi! Vezi, dacă erai cu mașina, nu simțeai mirosul ăsta. Că eu asta am mai spus. Bă, frate, pe ăsta simți mirosul de balegă, de grătar, de... Ce vrei tu? Simți drumul cu adevărat. O fi rămas la magazin, Techeș. Deci ușile astea au zis că se deschid automat. Să vedem. Wow! Da. Nu? Bravo! Erau mișto și ATV-urile aici. Uite, side by side de la Canan, de la BRP. Frumos! Să nu spui că asta e făcută de Samsung. Hai, mă, lasă. Ia uite, ai noștri, au luat deja bicicletele sau... Da. Salutare, bine te-am găsit! O să scoatem căluții mai încolo și o să vă rog să băgați chiar acolo lângă. Ah, perfect, asta voiam să întreb. Poți să o pun acolo la umbră, nu? Ok. De mare complexitate. Da? Adică e ăla mai vechi, de RSS-ul, nu? 1400.